La Vlădila, educația copiilor ocupă un loc prioritar. Dovadă stau investițiile realizate în ultimii ani în unitățile de învățământ. Mai întâi a fost complet refăcută grădinița cu fonduri din bugetul local. A urmat apoi școala, modernizată complet printr-un proiect în valoare de 16 miliarde de lei vechi, derulat în parteneriat cu Ministerul Educației. A fost un proiect prin Ministerul Educației și Banca Mondială, accesat din 2016. Ne-am avut și noi o cofinanțare de aproape 2 miliarde de lei vechi. Acum cei 135 de elevi se bucură de o atmosferă primitoare în sălile de clasă moderne, cu mobilier nou și dotări demne de o școală europeană. O reabilitare completă a școlii, inclusiv o extindere, da, de la 800 și ceva de metri, 840 de metri pătrați la 1020 de metri pătrați, s-a făcut toaletele interioare. Iar investițiile în educație nu se opresc aici. Primarul a depus documentația la Ministerul Dezvoltării pentru construirea unei săli de sport și amenajarea unui teren modern de fotbal. Vrea să le asigure copiilor și tinerilor mai multe posibilități prin care să își petreacă timpul liber și să îi implice în competiții sportive. Avem un teren de minifot pe care vrem să-l accesăm tot prin Compania Națională de Investiții. Da? Acum avem documentația depusă și sper să-l accesăm. Avem o sală de sport la școală, la fel tot prin CNI, avem documentația depusă. Pentru ambele proiecte, autoritățile din Vlădila poartă discuții avansate cu reprezentanții Ministerului în vederea semnării contractelor de finanțare.